După ce a condus primăria Lumina, începând cu anul 2008, Dumitru Chiru a ratat șansa de a-și adjudeca cel de-al treilea mandat, fiind înfrânt de către principalul său contracandidat, liberalul Ioan Roman. Noul edil spune că nu-i va dezamăgi pe cetățeni și va schimba fața comunei. Sunt multe de făcut. Sunt multe proiecte care le-am în viziune să le fac. Nu sunt proiecte făcute. Trebuie proiecte ca să pot să duc la îndeplinire ceea ce mi-am propus. Are în spate o echipă puternică și dornică de muncă, consilierii locali, așa că dezvoltarea comunei începe cu proiecte curajoase. În momentul de față sunt începute niște șosele sau niște drumuri care vor fi asfaltate. Strada Mare a avut trotuar și l-a desființat, pe ultima 100 de metri a fost stricat, trebuie să repară acel trotuar, trebuie să-l facem din nou. Asta ar fi ca un obiectiv, să zic eu, nu e foarte major, dar e major pentru cei care circulă pe Strada Mare, când nu au trotuar la șosea. Putem să avem niște înțelegeri cu ceilalți contracandidați. V-am gândit deja la un partid? Da, la Uniunea Turcotătară m-am gândit la băiatul care e de acolo, pentru că este un băiat e tânăr și care face cinste comunei. Funcția încredințată de electorat lui Ioan Roman reprezintă o revenire pe post, deoarece în perioada 2004-2008 acesta a fost primarul comunei Lumina.